De ce a părăsit serialul actrița Neslihan Atagul, care o juca pe Nare în serialul Fica Ambasadorului? Motivul care stă în spatele deciziei de a părăsi serialul Fica Ambasadorului era că actrița a avut mari probleme de sănătate, ajunsese să cântărească doar 45 de kg și se simțea fără plană. Neslihan a fost diagnosticată cu un sindrom de intestin permeabil și medicul i-a cerut inițial să facă o pauză și să revină la filmări peste 10 zile. Când toți se așteaptă că după terminarea perioadei de însănătoșire și învoire medicală, actrița să revină la filmări, a avut loc o succesiune de evenimente total neașteptate. În a cincea zi de învoire medicală, Nare a spus că va reveni la filmări, motiv pentru care scenariștii au scris scenariul episodului 36, cu scene în care a fost inclusă și personajul Nare. Filmările nu s-au oprit și au fost filmate toate scenele, fără cele cu Nare. Timp de 3 zile au fost oprite filmările și s-a așteptat revenirea actriței. Actrița a pornit la drum noaptea și dimineața a ajuns la Mughla. Peste o oră, actrița a spus că nu este în stare să vină la filmări și că nu se mai simte bine. A fost o criză foarte mare pe platouri. Toate scenele filmate ale episodului 36 au fost aruncate. S-a scris din nou scenariul și întreaga echipă a depus mare eforturi pentru ca noul episod să poată fi difuzat în Turcia la timp. La cererea medicului, actrița s-a întors la Istanbul și a obținut încă o scutire medicală pentru 15 zile. Producătorii serialului au discutat cu actrița, care l-a mărturisit că se simte rău și nu poate continua filmările pentru serial. Ultimul episod în care apare actrița este cel cu numărul 35, episodul original difuzat în Turcia, și va continua încă 17 episoade fără personajul Nare.